Laurențiu Regecam a rupt tăcerea despre nunta din vară, nu ai cum să faci o asemenea țigănie. Laurențiu Regecam a decis să divorțeze de fosta sa parteneră după mai bine de 13 ani de relație. În vara anului trecut, cei doi și-au renuit jurămintele, însă cunoscutul antrenor susține că nu știa nimic despre petrecere. Iată ce dezvăluiri a făcut în cadrul podcastului, acasă la măruță. Laurențiu Regekampf și cunoscuta impresară s-au căsătorit în urmă cu peste 13 ani în Las Vegas. Ulterior, cei doi au organizat nunta și la Snagov. Acolo, în vara anului 2021, și-au reînnoit jurămintele. Deși întotdeauna a fost discret în ceea ce privește viața sa personală, antrenorul a acceptat invitația lui Cătălin Măruță la podcastul său, iar acolo a dat detalii despre cum au decurs, de fapt, lucrurile la nunta din vară. Laurențiu Reghecamf susține că nu ar fi știut nimic despre petrecere, ba mai mult decât atât, iar fi spus fostei sale partenere că nu își dorește să participe la eveniment. În același timp, antrenorul a recunoscut că a greșit pentru că a fost prezent, deși lucrurile nu mai funcționau în fosta căsnicie. Eu i-am spus că nu vreau. Eu m-am întors la opt și jumătate în țară și nu știam ce face ea. Când am intrat în biserică, erau 200 de persoane și trei camere de luat vederi. Eu când am venit acasă, totul era pregătit. I-am spus că nu e ok, nu ai cum să faci o asemenea țigănie fără să mă întrebi pe mine. Ea a făcut lucrul ăsta premeditat, ca să mă aibă pe mine la mână. Noi stăm numai să ne certăm, vine salvarea, poliția, pompierii. Ce ai făcut aici? Hai să încheiem. Am luat-o deoparte, i-am zis că nu simt să facem asta. În fine, m-am dus și recunosc că am greșit i-am spus că nu avem cum să mergem mai departe, a dezvăluit Laurențiu Reghecamf. Printre subiectele dezbătute în pocastul lui Cătălin Măruță, antrenorul a vorbit despre băiatul pe care l are cu celebra impresară. Acesta a explicat faptul că a depus câteva acte prin care o lasă pe fosta sa soție să se ocupe de creșterea fiului său, însă dacă aceasta nu poate, este bucuros să-l ia pe micuț în grija sa. S-a dus în niște chestii care sunt total nedevărate. Nu i-am cerut nimic, nu i-am făcut nimic, eu am introdus numai o cerere de divorț fără partaj, fără absolut nimic. Ba mai mult, i-am dat dreptul să-l crească pe bebe, să aibă grijă de el dacă nu poate-l iau eu, nu e niciun fel de problemă, a spus antrenorul. Întrebat de Cătălin Măruță dacă i-ar plăcea acest lucru, Laurențiu Reghecamf a spus fără să stea pe gânduri, da.